Haideți cumva izolabilă, nu o să am încătat. Bacteria, dar să fie bine așa, da? Doamna doctor, ce înseamnă pentru dumneavoastră această experiență în care îngrijiți pacienții din terapie intensivă diagnosticați cu COVID-19? Am început toți colegii mei cu scepticism, cu teamă, dar a trebuit să ne adaptăm condițiilor și să încercăm să dăm cei mai buni din noi, în ideea că o să reușim să le dăm o mână de ajutor acestor pacienți. Ce șanse le dați pacienților care sunt în terapie intensivă sau când vă dați seama că un pacient intră sub prognosticul rezervat? Ce șanse le dăm? Noi vrem să le dăm toate șansele, facem tot ce se poate pentru fiecare pacient în parte. Din păcate sunt pacienți care vin cu forme foarte agresive ale bolii, cu pneumonii severe, cu afectare masivă a plămânului, iar asta face ca prognosticul să fie foarte rezervat. Mulți pacienți cu comorbidități asociate, ceea ce crește riscul de evoluție nefavorabilă și automat deces. Mai sunt și pacienți care sunt conștienți pe perioada internării în secția de terapie intensivă. Cum explicați acestor pacienți faptul că se luptă cu o boală extrem de grea? Majoritatea pacienților vin conștienți. Când încep să se lupte pentru fiecare gură de oxigen, atunci înțeleg că trebuie să colaboreze și de multe ori sunt înțelegători, complianți. Discutați frecvent și cu aparținătorii acestor pacienți. Ce vă întreabă? Ei sunt îngrijorați pentru viața lor? Ce le explicați? Ce întreabă? Care sunt cele mai dificile momente atunci când discutați cu familiile pacienților? Da, din păcate cu familiile pacienților vorbim doar telefonic, încercăm să le explicăm cum este evoluția celor apropiați. Nevăzându-și rudele, mulți dintre ei nu înțeleg gravitatea afecțiunii. Noi încercăm să le explicăm cât mai amănunțit, dar de multe ori suntem nevoiți să dăm și vești proaste, iar atunci este momentul cel mai dificil. Care a fost cel mai dificil moment cu care v-ați confruntat de la începutul pandemiei de COVID-19, de când ați început să primiți pacienți pentru secția de terapie intensivă infectați cu COVID-19? Cred că impactul cel mai mare asupra mea au fost primii pacienți pe care i-am primit când încă nu se știau foarte multe despre această afecțiune și nici acum nu se știe foarte multe, dar erau primii pacienți tineri care 22-26 de ani, pacienți foarte tineri și nu venea a crede cum virusul ăsta poate să îi afecteze atât de tare. Ceilalți colegi ai dumneavoastră au fost speriați, presupun, fiind vorba despre un virus nou, se temea fiecare pentru viața proprie și pentru viața familiei. Da, la început toți am intrat acolo cu teamă, toți ne gândeam că ne ducem acasă, la familiile noastre, la copii și teama cea mai mare era să nu contactăm și noi virusul. Treptat am început să faci parte din viața noastră, încercăm să ne luăm toate măsurile pentru a ne dezinfecta după fiecare tură. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
patru dumneavoastră, vă dați combinezonul. V-am ajutat cum să-ți dau mers. Așa. Bun, și prima pereche din mărunt îmi rămâne mie în combinezon spate și în altor. Ușor, 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 ușor. Bun, dar v-ați să le iau mers acela. Așa. Bravo. Și mâna asta la altă mers. Ușor, ușor, ușor. Să-ți faci piciorul, să-ți faci piciorul acolo, 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 să-ți faci pici